Suntem live, suntem în podcast Generația Legion la mulți ani pe 2021. Cu siguranță ați petrecut puțin, dar în familie, în siguranță, pentru că așa trebuie și pentru că în felul ăsta scăpăm cât mai rapid de pandemie. Cu siguranță după acest podcast veți renunța la tot frigiderul, probabil că nu veți mai avea nevoie de el, pentru că o să învățăm ce anume nu ne face bine sau care sunt obiceiurile pe care noi le avem din punct de vedere alimentar și care ne strică atât sănătatea cât și stilul de viață. Am adus un profesionist pentru că așa mi se pare absolut normal. Alături de mine, Daniel Farcaș. Daniel, bine ai venit în podcast! Bine te-am găsit, John. O mare plăcere să fiu astăzi alături de tine și mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Salutare și dragi prahoveni pentru prima dată aici în direct și mă bucur foarte mult să fiu la negație de dumneavoastră. Am zis să ofer câteva informații pe partea asta despre ce înseamnă un stil de viață sănătos, pentru că știu că multe persoane au mai abuzat puțin de sărbători, poate nu s-au simțit foarte bine, cineva a mâncat poate mai mult, cineva poate a golit frigiderul, cineva poate s-a certat cu cântarul în această perioadă. Și m-am gândit că ar fi optim să oferim câteva informații astfel încât fiecare persoană să obțină cele mai frumoase rezultate. Pentru că statisticile, de exemplu, spun că oamenii după sărbători, ce se întâmplă? Fie, nu știu, au câteva kilograme în surplus, unii au avut situații cu digestia, unii cu energia a fost mai puțină și atunci cred că niște informații așa practice, concrete, cred că ar fi de mare folos în acest sens. Este extraordinar că ești aici alături de noi, fix la începutul anului 2021. E simplu să ne dăm seama de tine și apoi să luăm și noi un exemplu. Tocmai de aceea vreau să-ți descoper un pic povestea, să-mi spui când ai început tu să te ocupi mai intens de tine, de sănătatea ta. Da. Aici e foarte simplu, John, pentru că eu în copilărie am fost o persoană puțin mai bolnăvecioasă. Mâncam foarte haotic, inclusiv aveam niște combinații care nu erau în regulă pentru mine. Aveam un sistem imunitar foarte scăzut, luam foarte multe antibiotice și inclusiv vara răceam foarte des. Și aveam 20 de ani, iar cineva, un prieten drag, m-a invitat la o evaluare nutrițională, nu știam ce e pe atunci. Mi-a zis că mă poate aștepta să fiu mai sănătos. În mintea mea mă gândeam că doar persoanele cu surplus de greutate au nevoie de o alimentație sănătoasă. Nu aveam surplus de greutate, însă eram sub greutatea optimă. Și am zis că de ce nu? Și am început în primul rând cu mine, am început să fac schimbări la mine, am început să învăț cum să combin alimentele, cum să fac recumpărăturile, ce să pun în farfurie. Și chiar au început să apară rezultate, am început să mă simt mai bine, să am tonus, energie, vitalitate. Și uitându-mă apoi ulterior în jur, mi-am dat seama că foarte, foarte mulți oameni au nevoie de un stil de viață sănătos. Uitându-mă, mulți oameni poate aveau surplus de greutate, uitându-mă pe farfurile oamenilor, e o mare nevoie acolo de educație nutrițională, nu mai zic dacă am deschis frigiderul la cineva, acolo avem foarte multe nebunății. Și în felul acesta m-am apucat și de cursuri să fac, să mă documentez mai bine și să învăț alți oameni să obțină rezultate. Sunt 11 ani de zile când am ales acest domeniu de activitate. Deci acum 11 ani de zile ai decis să faci o schimbare în viața ta. Da. Probabil cei care ne urmăresc acum se gândesc, ok, ăsta ar putea să fie momentul oportun pentru a face ceva bun pentru mine, momentul oportun pentru a investi în mine. Aveai o sensibilitate crescută, erai foarte vulnerabil, deci practic și tu ai avut un moment în care nu te-ai mai simțit bine cu tine, da? Da. Și ai spus ok, este momentul în care pot face altceva mai bun. Care au fost primele schimbări pe care le-ai făcut? Ce s-a întâmplat cu tine și când ai avut primele tale rezultate benefice, să spui da, alegerile mele au fost unele corecte, potrivite? Să știi că rezultatele au apărut chiar după primele zile, pentru că eu am început pur și simplu să fac la alimentație câteva lucruri să implementez și am început să mă simt un pic mai bine, mai multă energie, să mă mișc mai bine. Și asta a dat un încredere să continui mai departe. Și ulterior, după aia, undeva peste 3 luni de zile, deja au început să fie rezultate și mai vizibile. Deja starea de bine era una deja care simțeam că este next level. Mă simțeam foarte bine și atunci mi-am dat seama că pot să fac și o diferență în viața altor oameni. Cam asta a fost așa un început. Am început să merg la cursuri, au fost cursuri naționale, cursuri internaționale, inclusiv de la Dr. Roz am fost la curs acum ceva timp și mi-a plăcut foarte mult. Am avut ocazia să stăm și puțin de vorbă, puțin. Și mi-a plăcut foarte mult la Dr. Roz, de exemplu, faptul că el mulți ani de zile a fost doctorul numărul 1 în Statele Unite pe partea asta de operații. Și la un moment dat și-a dat seama că cu operații el poate să ajute un număr foarte limitat de persoane. Spunea că pe an făcea 500 de operații. Însă, ulterior, și-a dat seama că cu alimentație sănătoasă, învățând oamenii ce înseamnă un stil de viață sănătos, oamenii pot mult mai ușor să obțină rezultate și poate mult mai mulți oameni să ajută în acest sens. Și apoi el s-a reprofilat și acum călătorește în toată lumea și ține cursul partea asta de educație nutrițională.
Noi înainte de podcast am avut ca punct de întâlnire un fast food din Ploiești și pentru mine a fost un soi de challenge, înainte să vedem cum reacționează Daniel. Te-ai mai dus până acum în fast food-ul ăla? Ai mai fost acolo? Niciodată nu. Deci eu te-am introdus, te-am îndoctrinat, eu am fost ispită pentru tine și am zis hai să luăm ceva, să mâncăm ceva înainte de podcast. Însă tu la fast food respectiv ai întrebat oamenii dacă au humus, năut, ce ai mai zis? Salată și ceva vegan. Și până la urmă ai găsit ceva salată. Da. Deși fetele au făcut ochii cât ce pere și au zis ceva nu e bine la mijloc. Mm-hmm. De ce ne întreabă omul ăsta de humus când noi avem crispy strips? Mm-hmm. În fine. Bun. Tu de aproape 11 ani, din câte mi-ai spus înainte de podcast, tu nu mai mănânci carne. Foarte rar. Primii ani am mâncat, să spunem, ocazional și în ultimii 5 ani de zile foarte, foarte, poate o dată de două ori pe an, dar doar... Ce ești, vegan sau vegetarian? Vegan, vegan. Care e diferența? E foarte simplu. Vegan sunt cei care mănâncă doar cu proteină vegetală, da? Okay. Alimente, iar vegetarian cei care mai mănâncă ouă, pește. Acum ar fi lacto, ovo, ok, da, înțeleg, da. La ce asta trebuie. E pe scurt diferența. Mm-hmm. Și preferabil la vegan să fie crud, preferabil. Dar nu neapărat, poate să fie și făcut la abur mâncarea, fiartă, deci este super ok. Important să ai alimentele care sunt potrivite, să le ai în cantitățile potrivite pentru fiecare, pentru obiectivul lui. Și bineînțeles să știi care este obiectivul tău și să acționezi în sensul respectiv. Pentru că multe persoane ce fac, de exemplu, vor să mai piardă poate câteva kilograme, însă ei se duc la cumpărături și cumpără acele alimente care îngrașă. Și asta mi se pare oarecum un conflict de valori, pentru că trebuie să conștientizăm că dacă vrei un rezultat important să acționezi în zona respectivă și să faci asta cu integritate și cu responsabilitate. Asta ar fi câteva informații așa de început. Păi hai să intrăm în pâine cu subiectul ăsta și să vedem ce anume ne face pe noi să nu fim în regulă cu viețile noastre, care sunt acele obiceiuri alimentare care nu ne fac bine. Că dacă le identificăm acum, probabil că vom putea să acționăm mai bine pe termen lung atunci când avem decizia de a slăbi, a ne simți bine, a avea, nu știu, pătrățele, mușchi, arăta bine pentru vara lui 2021. Da. Aici la obiceiuri să știi că oamenii de obicei caută o pastilă magică, însă le spun că nu am așa ceva pe partea asta, vor așa, vor, nu știu, mâine să piardă poate 10 kg, dar de obicei e mai dificil acest aspect. Da? Câteva din obiceiurile oamenilor care sunt mai nesănătoase, de exemplu, oamenii combina proteina între ele. De exemplu, la noi avem tradiționalul carne cu mazăre. Foarte mulți oameni mănâncă. Este o combinație destul de nocivă. Și dacă ne-am înțelege că asta nu face bine și nu ne ajută, atunci ar fi mult mai bine pentru noi. Sau roșii cu castraveți, la fel. Este... Și cu brânză, te rog. Da, și cu brânză, în cazul. Bun. La fel sunt combinații care nu sunt ok. Multe persoane, de exemplu, mănâncă prăjit. Da? Și atunci, practic, na, orice ulei, orice, indiferent de care, la temperatură devine cancerigen. Și atunci, dacă noi am înțelege lucrul ăsta și am încercat să facem alegeri mai sănătoase, atunci, foarte ușor, noi am putea să obținem rezultate. Câte calorii să mâncăm pe zi? Câte calorii? John, e foarte simplu, depinde acum de obiectivul persoanei. Sunt persoane care vor să crească în greutate, trebuie să mănânce mai mult, știi, pentru ei. Mm-hmm. Sunt persoane care vor să se mențină și sunt persoane care vor să mai scadă ceva. În funcție de metabolismul persoanei, noi putem exact să știm câte calorii trebuie să mănânce o persoană. Facem plan alimentar exact pentru acea persoană și în felul acesta oamenii obțin foarte ușor rezultate. Dar cum fac să nu-mi pierd prietenii? Pentru că dacă eu aleg un stil de viață sănătos, da, din câte îmi spui tu, da, ușor, ușor probabil că renunț și la alcool, și la grătare, și la prăjeli, și la foarte multe distracții. Uh-huh. Și mă gândesc că rămâne această componentă socială, uh-huh, care merită și ea să fie gestionată într-un mod pozitiv. Uh-huh. Da, foarte bună întrebarea ta și asta să știi că ne amintește de o carte pe care am citit acum ceva timp de Jim Rohn, care spunea că noi suntem media celor 5 oameni care ne înconjurăm. Și aici cei 5 oameni pot să funcționeze în ambele variante. Atât acei 5 oameni pot să te ajute să crești, să evoluezi sau să te ajute, de exemplu, să descrești, să spunem. De exemplu, dacă tu ai un anturaj care toți oamenii, toți alegi, să spunem 5 oameni care principal sunt oameni care mănâncă foarte ok, atunci șansa ca tu să te ții de program o să fie foarte mare. Dacă, de exemplu, toți oamenii tăi pe care ți-i alegi sunt toți oameni care fumează, nu știu, care beau, care poate droguri, ceva, șansa ta este foarte mare să mergi în acea direcție. Și atunci, eu nu interzic unei persoane să-și, nu știu, să renunțe la prieteni sau ceva. Fiecare este responsabil pentru viața lui
Și pur și simplu este o decizie. Să iei o decizie ce vrei să faci mai departe și bineînțeles să-ți asumi acea decizie. Este foarte simplu. Crezi că noi luăm aceste decizii pentru că ne dorim cu adevărat să investim în trupul nostru sau e doar un obiectiv pe termen scurt? De exemplu, vreau să slăbesc 10 kg pentru nunta de după pandemie sau pentru a arăta bine în, pe plajă, la mare sau unde mă mai duc eu. Da, aici să știi că eu am întâlnit tot felul de situații. Adică sunt din toate tipurile. Și oameni care vor slăbească că se căsătoresc, și oameni care nu mai încapă în haine, și oameni care au o digestie proastă, și oameni care nu se mai suportă, și oameni care sunt din toate categoriile. Și fiecare persoană are un de ce al lui. Da. Cei mai mulți oameni, apropo, acționează când au suficientă durere. Marea majoritate oamenilor care m-au întâlnit, cel puțin în ultimii 11 ani de zile, până nu-i doare suficient, ei nu acționează. Ceea ce este o decizie inteligentă să acționezi în momentul în care te doare, însă ceea ce recomand la oameni este să fie dublu inteligenți, să acționezi atunci când nu te doare. Pentru că, de exemplu, dacă tu ești, ai o astfel de atitudine, de exemplu, să spunem că eu aș întreba o persoană, te-aș întreba pe tine, John, să spunem, ce ai mâncat ieri, de exemplu, știi? Așa. Așa, tu ai două variante. Adică să te minți sau să spui adevăr, nu? Să spui adevăr. Așa. Bun. Ideea e foarte simplă. Eu văzând ce mănânc, îmi vine foarte ușor să spun cum o să fie viitorul tău poate în câțiva ani de zile. Cum o să arată din punct de vedere al sănătății și al stilului de viață și al rezultatelor pe care tu o să le ai. Știi? Și atunci, dacă noi am face un switch acolo la partea asta de alimentație, de educație alimentară, rezultatele cu siguranță o să fie unele foarte, foarte frumoase. Uite, sănătatea asta din punct de vedere, nu știu, al alimentației nu e atât de bine pusă la punct precum un fast food. Când te uiți la reclame, te bombardează absolut tot social media, toată lumea te bombardează cu mâncare mai puțin sănătoasă. Ba chiar s-ar putea să cheltui mai puțin bani mâncând ceva pe rapid decât, nu știu, poate vrei să mănânci ceva vegan. Cum ne curățăm mintea de toate acele mici, să le spunem, momente care ne activează pe noi într-o anumită zonă de poftă? Bă, vreau să mănânc hamburgerul ăla, că mi se pare mie delicios. Vreau să mănânc o shawarma cu de toate. Cum scap? Cum fac curățenie în minte? Da, e foarte simplu aici. Oamenii trebuie să conștientizeze care este diferența între gust și nutriție. Asta este un conflict care noi trăim în ziua de astăzi, în timpurile moderne, din punct de vedere alimentației. Cei mai mulți oameni, de exemplu, mănâncă pentru gust. Astea sunt valorile și principiile pe care se ghidează. De exemplu, să fie mâncarea gustoasă. Bun, să fie gustoasă, să fie gustoasă, să-ți placă, de obicei să fie prăjită, să poate boturi carbogazoase. Cei mai mulți oameni, după aceste principii, se aleg și nu-i de mirare că peste 60% din populația globală, da, suferă fie de surplus de greutate, fie probleme de sănătate, fie alte probleme. Însă, sunt și persoane care nu se ghidează după gust, dar se ghidează după nutriție și fac acele alegeri care sunt foarte sănătoase. Adică se întreabă, oare această hrană pe care o mănânc, această masă, mă ajută să fiu sănătos, mă ajută să fiu fit, să fiu într-o formă foarte bună, să am energie dimineața până seara? Pentru că eu am întâlnit mulți oameni care dimineața, când ar trebui să fii fresh, să fii într-o formă extraordinar de bună, sunt obosiți. Păi de unde? Dar cam așa e, zice. Dimineața când te trezești, parcă vrei să te pui la loc să mai dormi un pic. Cam cu asta trăim. E destul de greu să ajungi în punctul în care să ai energie dimineața, să-ți menții energia până seara, să fii un om fresh și să nu să spui nu la toate mâncărurile care nu sunt neapărat bune. Și la toți prietenii care te cheamă la vreo petrecere sau nu știu, la vreo întâlnire așa între 3-4 persoane. Și uite, am gătit asta, să spun, nu, eu nu mănânc carne cu mazăre. Da. Aici, să știi, George, lucrurile pot să fie așa un pic sensibile. În primul rând, cred, probabil cei mai mulți dintre noi nu au în fiecare zi o petrecere. Și cei mai mulți, probabil că fie mănânc acasă, fie la restaurant, unde tu ai acolo mai multe opțiuni. Mai multe opțiuni. Și atunci, dacă tu știi acele mici principii, de exemplu, și ar trebui să conțină farfurie, cum să-ți combine alimentele, tu foarte ușor poți să fii într-o formă extraordinar de bună. Pentru că, stăpânind partea de farfurie echilibrată și cum să-ți combine mesele și gustările între mese, starea de energie, naturalețe omului, kilogramele, să fii fit, să ai o digestie bună, toate astea vin ca o consecință absolut naturală. Și ceea ce învăț pe oameni e foarte simplu. Ei să aibă un obiectiv foarte simplu și anume la finalul zilei, înainte să se pună în pas, să gândească, măi, astăzi mi-am respectat planul meu cât de cât în mare parte. Adică ai mâncat cu bun simț? Dacă răspunsul e da, pe scurt înseamnă că este o victorie. Pe mine mă interesează progresul. Și dacă mâncați cu poftă? Foarte bine, să fie sănătos, să fie sănătos. Știi că mai sunt oameni care mănâncă mult într-o zi și apoi se simt vinovați
pentru ceea ce au mâncat. Uh-huh. Simt că au păcătuit cumva. Da. Asta e un soi de, nu știu, răspuns negativ, adică ar trebui să ne bucurăm atunci când facem un cheat day sau ar trebui să ne pară rău? Cred că tot ceea ce facem ar trebui să facem cu plăcere și cu responsabilitate. Pur și simplu, și eu dacă odată mi se face poftă să mănânc ceva care nu este ok, eu mănânc, să știi. N-am ce relație ai tu cu mâncarea, Daniel? O relație de dragoste foarte apropiată, dar mie îmi place să mănânc. Deci de 11 ani sunteți împreună, da, dar într-o relație așa mai serioasă. Serioasă, foarte serioasă. Da. Și momentul în care tu alegi să mai calci pe bec sau cum se numește și în relația da. Astea. Sunt momente în care practic te gândești că ai păcătuit, că asta voiam să știu. Tu te gândești la mâncare ca la un ceva, băi, dacă am mâncat, nu știu, mărul ăsta e o zi sănătoasă, dacă am mâncat ăsta prăjit înseamnă că azi mi-am distrus un pic din viață. Absolut niciodată asta nu. Deci eu ceea ce fac, să știi că mănânc cu pasiune, indiferent de situație. Dar 99% din cazuri, să știi că este super ok ceea ce fac. Îmi place încrederea pe care o ai în tine, nu-mi place ce mi-ai spus înainte de podcast și vă rog să fiți atenți aici pentru că e ceva ce nu, mie nu sunt de acord. Am verificat, se pare că ar cam avea dreptate și cum să-ți începe altfel dimineața decât, stai nu știi că e și cu un mic dejun, dar cum să renunți la cafea? Hai, înțeleg asta cu țigări, e ok, tutunul dăunează grav sănătății, dar de ce? Nu e bună cafeaua? Tu poți să consumi gen. Știu, am înțeles, poți să mănânc orice, poți să-ți consumi eu personală. Trei șaorma cu de toate, am priceput. Dar de ce, din punctul tău de vedere, cafea nu e tocmai bună? Da. Ideea e foarte simplă aici, să știi că sunt unele alimente care, efectiv, prin compoziția lor, prin compoziția chimică, dacă ar fi așa să intrăm mai profund în detaliu, efectiv, nu-ți fac bine pe termen lung. Aici m-aș lega puțin de exemplu lactatele. Mulți oameni mănâncă, ceea ce este foarte ok, decizia fiecare persoană. Însă, de exemplu, lactatele au foarte multă grăsime saturată, inclusiv carnea, tot aici intră un pic mai puțin ca lactatele. Ce înseamnă această grăsime saturată? Vine și acționează asupra corpului sub ce formă? Sub formă de grăsime viscerală, care se depune pe interior, adică pe inimă, pe ficat, tot ce înseamnă interior. Organele sunt pline de grăsime la astfel de persoane. Și din cauza asta apar diferite boli, cum ar fi, de exemplu, diabet, ficat gras, tensiune, colesterol, pentru că astea sunt probleme de alimentație. Și dacă noi am înțelege ce ar trebui să punem în farfurie, noi n-am mai ajunge la astfel de probleme. Cafeaua, de exemplu, ce face? Ea pur și simplu, bine, deshidratează un aspect și pe de altă parte și scoate puțin calciu din corp. Da? Adică dacă ar fi să facem așa un studiu de persoanele după 50 de ani care au probleme cu articulațiile și am întrebat în ultimii 20 de ani câte cafea ai băut, marea majoritate beau în fiecare zi. Adică asta, uite, te invit să faci concret, studiază, întreabă oamenii. Nu mă gândeam cum aș de mine să fac 50 de ani și apoi mă întreb dacă am probleme cu oasele. Dar nu poate să fie o altă consecință? Pentru că mi se pare că cafeaua a devenit așa un soi de apă. Vrei să bei o cafea, vrei să bei niște apă, un ceai? Poate să fie, dar oamenii nu prea sunt conștienți aici. Adică ei, cei mulți oameni, dacă nu-ți dă un feedback instant, tu crezi că e ok. Dar, de exemplu, la cafea, feedback-ul acesta cu scoate calciu gras este pe termen lung. Și atunci, dacă iau un supliment, nu știu, un calciu, ceva, nu pot să compensez? În principiu nu. Ales pentru alte obiective, cafeaua e cu treaba ei. N-aș. E suficient ceea ce pun în farfurie sau trebuie să mai fac și altceva? Depinde acum. Răspunsul e depinde. Pentru că corpurile sunt diferite, metabolismul e diferit, unii fac sport, alții nu fac sport, unii vor slăbească, unii se îngrașe și atunci asta este un bec general și trebuie analizat de la caz la caz. Pentru că, de exemplu, dacă tu îți cunoști care este metabolismul tău, care sunt arderile, dacă îți cunoști lucrurile, cât ar trebui să mănânci, câte mese să mănânci, gustări și cât sport să faci, atunci tu le poți face foarte ușor. Bineînțeles, apă, nu mai zic somn să fie și astea, și atunci tu poți foarte ușor să obții rezultate din mâncare, da, absolut. Păi și mișcarea? Și mișcarea, bineînțeles, e foarte important. Câtă mișcare faci pe zi? În medie o oră pe zi. Ce înseamnă că faci o oră de mișcare? Înseamnă că mergi pe jos, că nu știu, ai un antrenament, o rutină zilnică cu mai multe tipuri de exerciții? Da, personal de 3 luni, aproape 4 luni de zile, merg de 6 ori pe săptămână la sală. De 6 ori la săptămână lucrez pe grup. Adică tu cam mergi tot timpul, tu ești abonat pe o oră. O oră pe zi, asta este. O oră, poate o oră și 10, adică într-o zi lucrez pieptul, spatele, picioarele, umeri, brațe și picioare. Cam astea sunt ceea ce fac ca și progres. Adică, practic, îmi răsfăț corpul. Asta fac pur și simplu. Îmi place de el și vreau să am grijă astfel încât și el să fie în cea mai bună formă. Deci înseamnă că ai foarte mult timp, sau de fapt nu că ai foarte mult timp, că timpul pe care tu l-ai la dispoziție, ți-l gestionezi
în așa fel încât să te motivezi să mergi și la sală. Da. Sunt oameni care nu fac mișcare nici măcar de 2 ori pe săptămână, dar păi de 6 ori. Știi, să te... Pregătirea, ideea de a te pregăti să mergi la sală e chestia care ne omoară pe toți și ne face să ne găsim motive pentru a nu merge la sală. Dar dacă nu avem timp de sală? Dacă nu avem timp de sală, să știi că de obicei persoanele care n-au timp de sală, tot așa, am citit o carte foarte faină, au o problemă mare cu prioritizarea lor, pentru că ei nu se prioritizează. Nu e vorba că nu au timp, oamenii în general, pentru că asta este așa mai mult ceva doar de gura lumii, să spunem așa, dar persoanele nu se prioritizează. Ce înseamnă asta? Dacă tu, de exemplu, ai ști că ai o situație, nu știu, poate copilul tău are o problemă, ai găsit timp? Cu siguranță. Și atunci e vorba despre cum îți faci prioritățile în viață. Tot avem 24 de ore, toți muncim, dar măcar, nu știu, poate nu mergi pe jos dacă chiar n-ai nicio sală alături sau dacă nu vrei să faci, sau poate un jogging, poate un sport, ceva. Trebuie să poți să faci ceva. Sau acasă poți să faci, spui niște tutoriale de pe YouTube și te uiți acolo și faci tu măcar jumătate de oră în fiecare zi. Și nu e problema de nu am timp, e vorba că nu te pui pe timp pe primul pas, nu te respecti pe tine, nu-ți respecti corpul. Sunt oameni, de exemplu, care inclusiv nu citesc, de exemplu, pentru că ceea ce învăț pe oameni să aibă așa un echilibru, pentru că wellness înseamnă să te simți din toate punctele de vedere și mulți oameni, după ce, de exemplu, poate încep să se remodeleze un kilogram, două, trei sau rezultate care le obțin, eu le mai recomand și câte o carte așa din când în când și pentru partea asta mentală, știi, ca și creierul să fie hrănit. Și observ că oamenii care citesc 20 de minute pe zi deja au altă atitudine în viață, sunt parcă mai optimiști, așa văd partea bună a lucrurilor și asta mă bucură foarte mult să văd atât de mult progres în ochiul oamenilor. Câți oameni ai reușit până acum să-i faci să se simtă mai bine? 300 de oameni, peste 300 de oameni. Peste 300 de oameni? Da. Care e cel mai de impact rezultat? Minus 40 de kilograme, dacă ar fi timp? Așa. Poftim? În cât timp? Un an și jumătate. Ok. Și persoana respectivă acum e bine? Da, sau? Da, e foarte bine, foarte bine. De ce a vrut să slăbească? Păi, nu, probleme. Probleme. Au fost probleme, da? Probleme. Sunt oameni care abia așteaptă să mai slăbească 2-3 kg doar ca să încapă nu știu ce cămașă sau nu știu ce rochie. Și atunci 40 de kilograme e totuși o performanță. Da, da. Noi avem în comunitate, știu, oameni care au slăbit până la 70 de kilograme, oameni care, adică poți să-i cunoști live, adică tot ceea ce spun eu, adică pentru că noi avem și conferințe live pe care le ținem, care înstruim oamenii ce ar trebui să facă, de la minus 1 kilogram la minus 70 de kilograme, oameni care au crescut în greutate, care au pătrățele, poate depinde acum, asta depinde de fiecare obiectivul persoane. Asta contează foarte mult pentru că de la o persoană obiectivele diferă foarte mult în general. Daniel, care e obiectivul tău pe termen lung, ăla principal, cel la care presupun că și astăzi lucrezi? Obiectivul meu principal, să știu, în următorii 5 ani de zile aș vrea să ajung la 100.000 de oameni ca ei să fie mai sănătoși. Asta îmi doresc în toată lumea. Faci o farmacie? Ce-ți faci? Nu fac o farmacie, dar să știi că ceea ce fac farmaciile, eu asta îmi doresc ca lângă o farmacie, pentru că în România ultimele studii au spus că sunt statistici, nu studii, peste 8.000 de farmacii. Îmi doresc ca lângă fiecare farmacie să am o comunitate de nutriție acolo, de oameni care să înveți ce ar trebui să facă cu alimentația și nutriția. Cam asta îmi doresc în următoarele 5 ani de zile. Da, există foarte multă informație pe internet care te învață cum să mănânci, ce să mănânci. Sunt aplicații unde îmi introduc greutatea, vârsta, tot soiul de detalii despre mine și la 2-3 clicuri distanță am și o dietă, am și nu știu, un antrenor personal virtual. Cu toate astea, nu există o deschidere sau nu o văd eu această deschidere ca fiind prezentă în România în zilele noastre. De ce? Da. Asta cu deschiderea depinde, la fel depinde, pentru că eu, de exemplu, am oameni care sunt foarte deschiși, adică pur și simplu, de exemplu, o persoană poate pierde 10, 20, 30 de kilograme, iar cei din jur, persoane dragi, o văd și atunci foarte ușor se creează acel impact în care și alți oameni își doresc. Pentru că ceea ce învăț pe oameni e vorba de obiceiuri foarte simple, care orice persoană le poate pune în practică să obțină rezultate. Pentru că e foarte simplu, obții rezultate, te simți mai bine și automat tu poate îți dorești să dai mai departe din ceea ce tu ai primit și din modul în care te simți, pentru că îți dai seama că foarte mulți oameni poate se confruntă cu o astfel de provocare. Practic asta e un soi de recomandare din gură în gură, da? Da. Dacă cineva a obținut un rezultat, totul e ok. E vorba de alimentație sau mai sunt și alte produse pe care de obicei le recomanzi? Pe mine mă interesează, în primul rând, oamenii să aibă alimentație sănătoasă. Asta mă interesează. Adică ce înseamnă asta? Să-și facă o farfurie echilibrată, să știe cum se combine. Se poate doar din așa ceva? Absolut, absolut. Da? Da. Pentru că mă gândeam că vii cu un produs apoi, sau cu pastilă, minunat. Cu pastile. Și pastila asta de 2 ori pe zi și lucrurile vor fi în regulă.
Da, să știi că n-am o pastilă minună, dacă asta te așteptai acum. Dar poate eu... scădeai din buzunar. Uite, de fapt asta. Asta e pastila. Spune-mi ce părere ai despre water fasting? Da, e o variantă bună, dar nu prea o recomand, știi? Pentru că oamenii au nevoie de un stil de viață sănătos. Înțelegi? Dietele toate astea care sunt acum la modă, adică toate dau rezultat, dar pe termen scurt. Mm-hmm. Dau pe termen scurt, pentru că, de exemplu, dacă tu, de exemplu, ții o astfel de dietă unde tu poate faci pauză de la mâncare, să spunem, poate 16 ore sau chiar la unele chiar 20 de ore, de exemplu, care nu mănânci, ce se întâmplă este că, de exemplu, nivelul tău de glicemie scade foarte mult de obicei. Chiar dacă nu scade, că mai sunt situații, masa musculară scade. Și asta se poate demonstra foarte ușor, pentru că dacă faci un test cu persoana, cum e acum, cum e peste câteva luni de zile și măsori procentul de masă de mușchi, procentul de grăsim și vârsta metabolică, știi, tu ai să vezi că acea persoană, chiar dacă pe cântare are mai bine, totuși compoziția corporală nu este una excelentă. Ai făcut asta până acum? De foarte mult, adică. Cât ai rezistat cel mai mult fără să mănânci? Cât? Am făcut o zi, am încercat să văd cum este, adică. Așa. Și cum a fost după 24 de ore? Da, nu știu, nu. Adică ai ținut post negru am timp ținut, de 24 de ore? Da, dar nu, am ținut doar așa de curiozitate să văd cum este, dar nu este ceea ce mă reprezintă și nu recomand. Că sunt oameni care spun că da, e cea mai bună rețetă pentru viață. Sunt alții care spun, domne, nu e bine că te îmbolnăvești. Sunt unii care țin, nu știu, 5 zile, 7 zile de water fasting. Adică consumă doar apă vreme de... câteva ore, 10 ore, 20 de ore, 100 de ore. Recomanzi asta unui om? Absolut nu. Deci nu post negru, niciun caz. Nu, dacă cineva vrea să facă neapărat, Doamne ajută, și dacă cineva se regăsește, pentru că contează. Nu, dar să nu înceapă din prima cu prea mult. Vreau să spun apropo aici o paranteză. În cei 11 ani de zi am întâlnit o singură persoană care mi-a spus că el poate ține așa pe termen lung, adică water fasting așa pe termen lung. Și n-am avut ce să, adică asta e foarte bine dacă... Ai zis ok, nu trebuie să-ți mai pun nimic în farfurie. Eu lucrez cu persoanele care au niște obiceiuri, care consideră că obiceiurile nu sunt perfecte. Acolo este competența mea, știi? Adică dacă oamenii mănâncă și ei vor să fie mai bine, acolo... În afară de cafea, la ce să mai renunțăm? Ceva... Adică efectiv urgent, acum, de azi înainte, nu mai pui gura pe așa ceva, că nu e ok, nu e sănătos. Da. Știi, eu nu interzic la oamenii să nu mănânce ceva. Pentru am că observat eu asta, n-am dar o dietă. Un pic mai dur, fii un pic mai dur, că altfel o să mâncăm de toate. Poți să mănânci, nu-i problemă. O să vin asupra ta și în momentul în care o să te doară, să știi că atunci o să zici ce am de făcut Daniel. Hai să sunați-l pe Daniel, că n-am făcut ce trebuie, nu-i bine. Înțelegi? Pentru că eu asta le invit la oameni, să conștientizeze un stil de viață sănătos. Înțelegi? Eu le explic la oameni, de exemplu, tu poți să mănânci, de exemplu, carne de porc în fiecare zi dacă îți face plăcere. Numai că pe termen lung apare diabetul, colesterol, tensiunea și alte probleme care țin de sănătate. E alegerea fiecăruia. Eu nu-ți interzic ceva. Care sunt acele alimente care ne dau un efect negativ asupra vieții într-un timp foarte scurt? Păi uite, putem să ne gândim la proteina de origine animală, în special porcul, vita, lactatele în mod excelent și tot ce înseamnă parte de carbohidrat simple, adică mă refer la făinoase, tot ce înseamnă din făină albă mai ales, din făină albă, dulcele mai ales. Dar aici la dulce la fel mai contează și puțin la fel obiectivul, pentru că sunt persoane care merg la sală, care vor să crească în greutate și atunci ei poate au o anumită nevoie de cantitate de acel aliment, este ok. Dar altfel ca stil de viață prea puțin astea, să fie mai puțin. Zahăr? Zahăr la fel. Nu prea ai protestat, adică nu te-am pus. Da. Ai zis un pic acum de dulciuri, dar zahărul e în toate cele, în fiecare bucată. Ideea e simplă aici. Oamenii care lucrez, știi că eu învăț un stil de viață sănătos. Și natural, de la oameni care poate mâncau și noaptea și mâncau și mult dulce, simțeau această nevoie efectiv, pofta asta a scăzut dramatic. Pentru că dacă tu, de unde vine pofta? Care e cauza? E faptul că oamenii au alimentație dezechilibrată, că nu știu ce să spună în farfurie, poate unii nu mănâncă la micul dejun, poate combinațiile sunt nocive. Și atunci tu ai carențe mari. De exemplu, azi n-ai mâncat bine, ai carențe. Mâine n-ai mâncat bine, ai încă carențe. Și ele se adună. Și la un timp corpul îți dă un feedback și zici că, wow, vreau să mănânc dulce, vreau să mănânc aia, mi-e poftă și de aia și de aia și de aia. Dar dacă noi lucrăm la cauză și învățăm oamenii ce înseamnă stil de viață sănătos, oamenii nu mai ajung la situații de zahăr. Zahărul, de exemplu, e un carbohidrat simplu care se depune foarte rapid pe tine. E foarte simplu, mai ales dacă depășești dosa. Foarte simplu. Dar la ce cum vorbești? E simplu, mănâncă, o să se vadă. Te pui pe cântare și să vezi că te arată cu un kil mai mult. Mai avem foarte puțin din acest podcast și vreau să te întreb așa, spune-mi, tu ai un mentor, o persoană importantă în viața ta care îți influențează deciziile? Am mai mulți mentori, să știi. Trebuie să-mi alegi unul singur. Unul. Mentorul meu, de exemplu, este Tony Robbins, dacă ar fi să discutăm așa de o persoană care,
care îmi place și o admir foarte mult. Am fost și la cursuri la el. I-am citit cam toate cărțile, cred că, și mi-a plăcut foarte mult modul de gândire, modul în care pune problema și energia și modul în care este speaker, pentru că am văzut de două ori, l-am văzut live pe scenă, a fost la Londra, anul trecut și acum 2 ani de zile, de fapt nu anul trecut, acum 2 ani și acum 3 ani de zile, da? Și pentru mine este un reper ca și model de bărbat, ca model de... Da. Și spune-ne, te rugăm, fă-ne o recomandare de carte, o carte care ție ți-a influențat viața? O carte, Studiul China. Este o carte foarte simplă. Acolo se studiază impactul proteinelor animale asupra corpului pe termen lung. De exemplu, cei care mănânc carne, de exemplu, mai ales populația din Statele Unite care mănâncă carne foarte mult, prăjit, fast food, ce se întâmplă în 10, 20, 30 de ani cu acele persoane, comparativ cu persoanele din China, de la țară, din zona unde ei mănâncă preponderent vegan, care sunt problemele de sănătate. Studiile, concluzia e foarte simplă. Cei care au mâncat principal prăjit, cei din state cu multă grăsime, cu mult prăjit, problemele de sănătate au peste 60%, au probleme de sănătate în 20 de ani. Cei de la țară, din China, unde au mâncat vegan, au 2% probleme de sănătate. Deci 60% comparativ cu 2%. Astea sunt diferențe în termenul. Plus că din punct de vedere al stării de longevității, cei care sunt vegani au o șansă să ajungă cel mai mult centenari. Și de aia cei care sunt vegani, șansele sunt maxime. Cum te găsește Daniel lumea pe internet? Sunt Daniel Farcaș, Lifestyle Coach, pagina de Facebook. Acolo ofer toate. Daniel Farcaș, da? Da. Daniel, mulțumim tare mult pentru prezența în podcast. Te rugăm din inimă să ne mai dai așa din când în când câteva informații. Poate cine știe, când ai un, nu știu, un client de super impact, ne întâlnim cu el aici la podcast, îl prezentăm, să spunem, uite, ăsta eram eu acum, nu știu, 6 luni, 10 luni și ăsta sunt eu acum. Dacă v-a plăcut podcastul, nu uitați să-l dați mai departe, pentru că asta ne ajută enorm, să comentați, să-i scrieți lui Daniel, pentru că Daniel abia așteaptă mesajele voastre. Eu vă mulțumesc tare mult că ne-ați urmărit. Ne vedem data viitoare, luni la 13. Până atunci, numai bine. La revedere! La revedere, multă sănătate și multe bucurii!